v-am găsit din nou. Cu această ocazie vom pregăti împreună pâine integrală 100% cu maia. Am pregătit aici 600 de grame de apă rece. Nu știu dacă o voi adăuga pe toată. Aici am maiaua pregătită. Am 16 grame de sare, o lingură de semințe de in, de floarea soarelui și una de dovleac. Acestea doar le voi hidrata, nu le voi folosi acum în aluat, ci de fapt le vom pune în aluat în ultima parte când vom forma pâinea pentru creștere în tavă. Chiar le voi pune apă cât să le acopăr de acum, să se hidrateze, pentru că cât timp va crește aluatul, ele vor avea timp suficient, 5, 6, 8 ore să se hidrateze. Atât. Și le vom da deoparte pentru că nu acum avem nevoie de ele. Aici voi cântări făina. Aici am această făină care are proteine 12, iar ceea ce ne interesează pe noi ca să știm câtă tărâță are, aici este 8,9, deci are destulă tărâță. Vom face pâinea cu această făină integrală 100%. Trebuie să ne uităm la făina integrală, cum arată, pentru că dacă avem particule de tărâță foarte mari, atunci trebuie să fim foarte atenți la procesul de împachetări. Trebuie să fie foarte, foarte delicat făcute. Dacă avem tărâță de la sac, da? Cernută, de la țară, aceea poate să fie puțin mai fină sau chiar foarte fină, deci cernută foarte bine, dar și acolo este brut tărâță, acolo trebuie să o amestecați neapărat cu puțină făină albă. Aici este deja pregătită, de cumpărat, bineînțeles că ea conține și făină albă, dar este destul de mult pentru că se vede că are destul de multă tărâță. Acum voi cântări făina integrală. Voi cântări în jur de 5-600 de făină integrală. Ok. 600. Deci am oprit la 600. Sarea nu o vom folosi acum, deci va trebui să treacă 30 de minute sau o oră, abia atunci o vom pune. Acum voi cântări maiaua. Așa arată maiaua mea. Deci aici a fost semnul. Acum s-o desfacem. Trebuie să ținem cont că atunci când folosim făină integrală 100%, făina integrală totdeauna tinde să se înmoaie foarte mult aluatul. Deci este puțin mai greu de lucrat doar cu făină integrală. Acum voi pune și din apă. Las deocamdată atât. Trebuie să punem mai puțină apă, pentru că nu știm ce absorpție are făina. Deja vedeți că, după cum se aude, Alighean deja a absorbit foarte repede toată apa. Acum voi folosi mâna ca să-mi dau seama cât de multă apă îi mai trebuie. Dacă nu folosim mâna la frământare, nu ne vom da seama cât îi mai trebuie și atunci vom risca să punem prea multă apă. Vedeți cât este de închisă la culoare, nu știu dacă se vede. Deci este foarte închisă la culoare, se vede că are foarte multă tărâță, deci este 100%. Și
fiecare făină este diferită și de fiecare dată când ne schimbăm făina, de aceea trebuie mai bine să punem mai puțină apă, pentru că nu știm cât de uscată sau umedă este făina deja. La mine se pare că acum este foarte tare, dar ea se va hidrata acum când noi o vom lăsa timp de 30 de minute sau o oră în autoliză și vom vedea după aceea care va fi starea ei. Deci cam gata. O vom lăsa aici în autoliză. O voi lăsa aici acoperită pentru 30 de minute sau o oră și vom reveni ca să-i punem sare. Am revenit ca să-i punem sare. La mine a trecut o oră. Acum îi voi pune sare. Voi frământa puțin până când voi incorpora foarte bine sarea. Apoi voi lăsa o jumătate de oră ca să se odihnească și după aceea vom începe împachetările. La interval de 30 de minute fiecare vom face 3 împachetări cu multă delicatețe, pentru că ținem cont că avem 100% făină integrală. Și ca să nu distrugem rețeaua de gluten, cum v-am spus mai devreme, dacă particulele de tărâță sunt prea mari, atunci trebuie să facem cu grijă aceste împachetări. Evităm ca să facem acele împachetări prin ridicare. Și cam atât. Puteți să faceți doar una, puteți să faceți două sau puteți să nu faceți deloc. Dar eu prefer să le fac cu grijă, măcar atât cât să intre măcar aerul la fiecare împachetare. Acum voi adăuga sare. O voi topi puțin. Văd că îmi dă voie aluatul foarte bine, să mai pun puțină apă. Deci trebuie să avem grijă, pentru că aluatul cu tărâță este foarte, foarte greu. Deci el va crește foarte greu. De aceea trebuie să punem maia, poate să meargă până la 200, pentru că este foarte greu de crescut. Va crește foarte greu. Este dur, este dens și greu la creștere. Ce frământăm acum, el se va relaxa și vom vedea dacă mai avem nevoie de apă sau nu. În momentul acesta vom vedea dacă vom mai pune apă, cât încorporăm mai sare. Eu am pus deja puțină apă la sare și voi vedea dacă mai îmi permit. Pentru că să nu uităm că oricum, ea tinde să se lățească, să se întindă, pentru că așa este tărâța. Dar trebuie să-i dăm și apă ca să se hidrateze, pentru că are nevoie totuși de apă destul de bine. Dar nici să fie prea mult. Deja eu o văd că mai are nevoie de puțină apă, acum după ce am pus, să-i mai pun puțină, foarte puțină. Pentru că sunt particulele, văd, nu sunt chiar atât de finuțe, sunt particulele destul de mari de tărâță. Și ele se vor însla și ele. Vor absorbe apa. Da, acum este destul de bun. Deci și când vom
încercăm să-i facem împachetările. Se va mai relaxa destul de bine și atunci. Se va mai înmoia. Acum este ok. Ce se întâmplă dacă avem un aluat prea tare? La fel ca și cealaltă care, în care adăugăm făină. Dacă avem un aluat prea tare, prea dur, pâinea este puțin densă, dar să știți că și umedă. La fel și la aceasta. Dacă nu îi descoperim să ne învățăm cu consistența aluatului, va fi puțin umedă. Ca să nu mai rămână nici un pic de umezeală în interiorul pâinii, atunci când o scoatem din cuptor, o punem pe grătar și nu o învelim cu nimic, bineînțeles, dar eu ce-i fac? Acolo, pe grătar, totdeauna întorc, după vreo jumătate de oră când am văzut că s-a răcit deasupra, întorc pâinea invers ca să poată ieși și din partea cealaltă tot taburul, toată fierbințeala care încă mai există în pâine. Și să vedeți că după vreo oră, dacă o luați în mână sau chiar o cântăriți, să vedeți că este foarte ușoară dacă faceți așa, faceți pâinea invers sau cel puțin o rezemați de ceva, dar în așa fel încât să poată circula aerul de lângă ea, să poată să se răcească. Și astfel, până dimineața, să vedeți că veți avea un miez foarte uscat și nu va rămâne niciun pic de umezeală în ea. Cam atât, nu vreau să o frământ prea mult. Este suficient. La cealaltă, unde adăugăm și făină albă, merge să o amestecăm mai bine. Dar aici, mai puțin, pentru că avem tărâța. Ne asigurăm că am incorporat foarte bine și sare. În felul acesta se amestecă foarte bine și maiaua peste tot. Și o mai ajutăm cu împachetările. Așa ajutăm aluatul cu împachetările ca să-l putem aera, să-l putem ajuta să cuprindă întreg aluatul. Atât. Acum, o voi lăsa aici și peste o jumătate de oră, timp în care se va relaxa puțin, voi reveni din nou cu împachetările, așa cum v-am spus, din margini, fără să o ridicăm în sus, da? Deci evităm să facem împachetările prin ridicare, decât din margini și aducem în mijloc cu delicatețe. Am revenit și pentru împachetare. Deja eu am făcut două, aceasta este ultima pe care o voi face. Deci vă spuneam că este foarte delicat, decât atât, da? Pentru că oricum vedem că se rupe aluatul și n-am vrea ca să se rupă prea mult. Atât. Deja eu am făcut 3 din acestea și ca să fiu sigură că el ia aer peste tot, eu îl întorc și pe partea aceasta, iar la următoarea încep din marginile acestea și aduc din nou în mijloc. La mine este ultima acum. Acum eu am pregătit acest vas în care voi transfera aluatul ca să știu când crește, pentru că am așa o cocă mai mică. Voi unge acest vas cu ulei de măsline. Este din plastic această cană. Mi-a cumpărat-o soțul meu pentru că este specială pentru mixer. Deci se pune
căpăcelul acesta, așa, și mixerul lucrează aici fără ca să ne stropească. Dar pentru mine, mie mi-este acum foarte util pentru că pun direct și este cilindrică, pun direct căpăcelul, pun o folie de plastic și mă ajută ca să văd pentru că este transparent. Un puțin ulei de măsline. Așa cum vă spuneam, voi transfera aluatul pentru că este ultima împachetare pentru mine și o voi așeza pe cât posibil aici, în acest vas, o voi așeza cât se poate și pe margini ca să îndrept aluatul, ca să-mi dau seama când el își va dubla volumul. Acum va sta aici, îi trebuie 5 ore, că îi trebuie 6 ore, vom vedea. Vom vedea în funcție de temperatura pe care eu o am, la 20-21 de grade, și atunci voi reveni și voi forma pâinile pentru a fi puse în tavă. Atât. Am făcut și împachetările. Acum nu îl voi mai deranja până când nu își va dubla volumul și atunci îl voi aduce din nou pe masă pentru a forma pâinea. Am revenit. A trecut timpul dospirii. Pentru mine a fost necesar 6 ore și jumătate aproape. Acum voi forma aluatul și îl voi pune în aceste două castronele acoperite cu hârtie de copt. Sunt semințele hidratate. Eu le-am pus într-o sită ca să le scurg toată apa, să fiu sigură că nu a mai rămas nimic. Și apoi am șters sita foarte bine cu șervețel ca să nu mai rămână niciun pic de apă.
Vor mai sta aici acoperite încă aproape o oră, apoi vor merge la cuptor. Cuptorul îl voi încinge la maxim. Am pus în cuptor o cutiuță, o conservă în care am pus 4-5 linguri de apă. Voi introduce pâinea la cuptor, la cuptorul preîncălzit, pentru 15 minute. După 15 minute voi scoate cutiuța cu apă dacă nu s-a evaporat și voi micșora temperatura la 200-220 de grade pentru alte 30-35 de minute. Iar la sfârșit, dacă încă mai este nevoie de rumenire, voi mai ridica temperatura la maxim pentru 4-5 minute. Asta este tot. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc poftă bună, spor la lucru și Dumnezeu să vă dea putere să puteți face o pâine bună. La revedere!